Dai, io tot cu italiana, non so, siamo cile, scusate. Buonasera la tate, mă prezint, sunt Alina, am 34 de ani, doi copii, unul deja este, unul pe drum, sunt însărcinată, da? Am decis să fac această videoconferință cu voi, ca să spuneți un pic care sunt, cum să spune, cum vă simțiți de când ați început programul, dacă vă place, vă este foame, nu vă este foame. Tot. Deci, începem cu... Alexandra, vrei să începi tu? Eu? Da, nu contează cum te vezi, e ok așa. Spune-mi, te rog, spui cum te cheamă, câți ani ai, de când ai început programul? Bună seara, eu sunt Alexandra, am 22 de ani. Am terminat săptămâna de detox și marți am început prima săptămână de program. Deocamdată sunt ok, deci și shake-urile îmi țin de foame, sunt sătulă și seara, doar câteodată mai am senzația de a mai mânca ceva, deși sunt sătulă, tot este senzația de a mânca. Ok. Dar în rest, așa, sunt ok. Câte kilograme ai dat jos? Săptămâna de detox, 3,8 kg. Perfect. Dar... Și de atunci nu m-am mai cântărit. Dar nici nu trebuie. O singură dată la săptămână e de ajuns. Nu de mai multe ori. Ia spune, Alexandra, spune la fete, tu nu faci singură program, așa-i? Nu, fac și cu prietenul meu. Așa-i? El în săptămâna de detox a dat 5,2 kg. Perfect. Voi vă pregătiți pentru nuntă, corect? Da, nu neapărat doar pentru nuntă, dar și așa pentru noi. Logic. Mulțumesc pentru intervenții, draga mea. Rămâi aici ca să mai auzi ce mai zic și fetele, poate ai vreo informație nouă. Cine are întrebări poate să le pună fără nicio problemă. Mergem la Ani. Ani, ia spune tot. De când ești în program? Cum te cheamă? Câți ani ai? Hai că eu știu, dar pentru celelalte. Bună! Bună, sunt bună. Ana Maria, că eu Ana Maria, mi se spune. Am 25 de ani și sunt în program de din septembrie la 27. Am avut foarte mult timp de gândire, adică o dura vreo 3 luni până să intru în program. Care a fost frica ta de a începe? Nu te-am auzit. Care a fost frica ta ca să începi? Frica mea a fost ca să nu pierd laptele la bebe, că încă alăptez. Bravo, asta era cel mai important, deci alăptez. Da. Uite, bebe. Băi, folcuță, mă, folcuță, mă. Da, asta era frica mea și în sfârșit, după multe, multe, multe zile în care m-am gândit, am hotărât să intru în program. Bravo. Am intrat în program, am dat 15 kg jos. Ce pot să zic, e foarte bine, foarte bine. Mă simt foarte bine. Altceva mai mult, ce mănânc eu acum, mănâncă copilul, mănâncă soțul. Da. Da. Frumos. Organizarea ta, văzând că ai un copil mic, ți-a fost greu la început? La început era un dezastru, nu știam pe unde să apuc, unde să iau, dar până m-am învățat. După aia cu mesele acum vin de la sine, știi că trebuie să mănânci, știi că trebuie să iei gustarea, știi că toate. Da, mami ascultă în căști. Bravo! Tu ce sfat ai dat la cine ar trebui să înceapă? Ce sfat merită să încerci? Pentru că... Nu ai cum să nu ai rezultate dacă te ții de fine, de mese, de tot ceea ce mâncăm sănătos. Așa. Mă bucur pentru intervenția ta. Rămâi și tu aici. Vorbim. Dacă aveți întrebări, suntem aici, da?
Mergem mai departe. Nu mai să închizi microfonul, Ani. Mergem okay. mai departe. Ioana, rândul tău. Da, bună seara. Salut, mă numesc, salutare. Mă numesc Ioana, am 33 de ani. Și în iulie am descoperit programul ăsta, dar mi-a trebuit încă 3 luni jumate de gândire. Stai că te întrerup. 3 luni jumate de gândire, frica ta care a fost ca să începi programul? Păi la câte kilograme, de la câte kilograme am intrat eu în program, frica mea mi-a fost că, sincer, vorbim la modul cel mai obiectiv, dau banii aiurea și nici nu o să reușesc să fac mare lucru, pentru că încercasem marea cu sarea, cum vine vorba. Okay. No, și mai pierdusem bani pe alte produse și am zis să o fac și pe asta și dacă nici așa nu de rezultate, atunci nu știu ce mai fac. Okay. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că am făcut cea mai bună alegere. Deci... Îți pare un pic rău că ai cam întârziat să începi? O, da. Da. Asta știu, cam toate. Dacă ar fi, dacă ar fi să mai dau timp înapoi, n-aș mai aștepta atâtea luni, pentru că acum aș fi la minus mult mai multe kilograme. Am dat deja 20 de kile jos. Și da. Dacă începeam de când am descoperit programul și de când v-am întâlnit pe voi, acum eram mult mai departe. Dar nu e timpul pierdut. Bravo. E bun și așa, adică deloc, nu? Da, sigur. Ai vrut să faci ceva pentru tine, chiar dacă... Da. Fiecare dintre noi avem un timp de gândire, care mai repede, care mai târziu, nu contează. Ce să-ți spun? Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe. Roxana! Hai, Roxana! Deschizi microfonul. Da, am reușit. Bravo! Ia spune, cum te cheamă? Alora, așteaptă. Și Ioana și Roxana, depinde. Mulți îmi zic Ioana, mulți Roxana. Ok. Ce, jumate-jumate. Cam 22. Mică, mulți înainte. De când ești în program? E, asta este a treia săptămână de program. Perfect. Deci, în total sunt 4 cu cea de detox. Cât timp de gândire ți-ai luat ca să începi programul nostru? Nu, deci am văzut chestia asta, am pus o întrebare, a doua zi m-am hotărât. Oh, bravo, mă bucur! No, mă bucur. Mai vedeam așa postări că slăbești repede, că nu știu ce, dar niciodată nu am intrat să văd despre ce-i vorba. Până la un moment dat, când am văzut într-o seară și am dat click, am văzut ce este, am întrebat persoana respectivă și mi-a explicat. A doua zi mi-a dat toate informațiile și eu i-am zis că vreau mai repede lista pentru speză. Gata, tu vrei deja să intri. Și a zis că nu, prima stai un pic să facem, să văd despre ce-i vorba cu tine, câte kilograme, ce program vrei, care... Eu zic că facem după aia comanda, dăm lista să începem din luni. Că era după sărbători, chiar după Sfântul Ioan. Eu pe nou am început. A, nu ianuarie. Și asta era un vineri, mi se pare. Da. Poate i-am și trimis și toate datele și tot. Nu, am fost hotărâtă, pentru că tot am văzut. După aia, cum m-a introdus în grupul vostru și am văzut atâtea fete, rezultatul vostru, satisfacția voastră, că m-a motivat mult chestia asta. Mă bucur. Chiar am zis că, băi, persoane care, deci nu ca mine, care are nevoie măcar să dai 50 kg, am văzut persoane care au dat 20-30 kg. Și 50 sunt. Și 50 cam și wow. Și, eu vreau să vă mai spun o chestie. Nu e că nu mâncam sănătos. Îmi făceam, dar mă abăteam. Tipo, mâncam 2 zile sănătos, 2-3 nu. Nu mâncam la ore și nu aveam încurajarea. Pentru atâta timp cât sunteți voi în grup, mă iau cu voi, ce nu sunt numai eu, sunt mai multe persoane ca și mine. Și asta mă motivează să merg mai departe și îmi dă forță.
Că dacă aș fi de una singură, aș zice, da, sunt numai eu care mă chinui sau poate mă fac ceva. Dar, în schimb, nu am fost. Și cu ajutorul vostru, a Claudii, care mulțumesc mult pentru toată susținerea, da, e, cu ajutorul vostru merg mai departe și mi se pare totul un divertiment. Bravo! Câte kilograme ai dat jos până acum, Roxana, în 3 săptămâni? Păi, sincer să fiu, m-am desumbrat foarte mult și dacă stai când am socut bine, deci ar fi vreo 3 kg și ceva. Perfect, bun. 3 kg? Da, 3 kg jumate. Centimetri? Ai măsurat? Nu. Și centimetri, da. În special la picioare, un pic mai mult și la fund. V-am explicat faza cu... Bravo, bravo. Am schimbat da. Intima. Bravo, las că e bine așa. Da. Îți place? Ai dificultăți la mâncare? Nu, absolut. Mi se pare mult. Mult, că mănânci mult. Bun. Nu mi se pare mult. Eu am până ajung acasă, pentru că ajung la ora 2, deja mi-este foame. Da, logic. Până atunci am un pic de probleme, când deja sunt în tren sau în mașină sau începe să mi-e vină voie. De a mânca, da. Da. E, și în rest nu. De exemplu, seara chiar nu-mi vine să mănânc deloc, doar trebuie. Nu aș mânca seara. Nu, dar trebuie să nu sărim peste mese doar pentru simplu fapt ca metabolismul să nu se oprească. Noi trebuie să-l ținem mereu activ. Nu, în rest nu, îmi place. Am făcut sport, mai fac și zumba. Bravo! Bun! Într-un singur cuvânt, de data asta chiar vrei să reușești. Da. Bravo. Nu am încercat prea tare, am încercat, dar încercam și mă lăsam. Nu, aici n-ai stile și aici ai să mergi înainte. Chiar îmi place de tine că am văzut, postez foarte multe ce faci tu la prânz, ce faci tu la cină. Toată lumea văd că e pe tine, deci îmi place, chiar ești foarte activă. Da. Și asta e modul meu și divertiment, să și un pic mai dulce și un pic mai serioasă. Lasă că așa e bine. Doar că nu prea reușesc să fac poze din ce cauză. Ajung târziu și mănânc repede. E logic. Se mai întâmplă și nouă. Și nu mai am timp să fac poze. Da, te cred. Las că încet te înveți. Acum iubesc. Merg duminica la cumpărături. Bravo. Mă bucur. Roxana, Ioana, Roxana, mulțumesc pentru intervenție, stai aici, nu pleca, da? Mergem la următoare, o avem pe Elena. Elena, deschide microfonul. Bună, fetelor! Salut! Mă numesc Elena, am intrat în program acum câteva zile, sunt în săptămâna detox. Bravo. Sunt în luni, marți, miercuri, joi, vinere, la 5-a zi de detox. Am o întrebare. Ia zi, te-ai cântărit? Nu. Bravo. Nu, că mă uit foarte des în oglindă. Uh-huh. Am discutat cu Ani, tipa care m-a băgat și salut. Da. În programel. Am discutat cu ea, evit cântarul, dar în schimb mă uit foarte mult în oglindă la mijloc, că acolo e problema. Și simt că m-am mai desumflat, unul la mână. Nu știu dacă am scăzut din centimetri sau nu, dar asta văd luni, că nici nu vreau să... Bravo. Adică vreau să văd rezultatul final luni, când trebuie, pentru că nu aș vrea nici să mă descurajez, nici să fiu dezamăgită. Vreau să închei toată treaba. Dar n-ai să fii desamăgită. Garantat. Doamne ajută. Garantat. Și adică nu, vreau să-mi termin programul prima dată și după aia să îmi iau măsurătorile, să văd cât am pierdut și cum am pierdut. Mi-a fost... Spuneți. Ce-a trebuit mult timp de gândire ca să intri în program? Două zile, cred. Două zile, dar două zile cu vreo 1000 de întrebări.
Nu-i nimic. Eram, adică decisă eram, dar dat fiind faptul cum toate celelalte au întâmpinat foarte multe programele și foarte multe diete și foarte multe chestii care au auzit din stânga, din dreapta și fiind vorba de o sumă considerabilă de bani, adică nu oricine își permite să stea să dea atâția bani pe programel, să te și ai, e normal să ai dubii. Bă, funcționează, nu funcționează, e chestia, era o chestie așa. Și apoi am pus o mie de întrebări lui Ani. După ce am pus întrebările, săraca mi-a zis de toate. Și eu eram convinsă, dar mă așteptam așa un impuls. M-a încurajat foarte mult ea. M-am uitat, am citit, că tot așa, nu credeam, eram Toma necredincios. Am intrat la voi pe pagină, am început să stau să dau căutare la toate fetele din grup să văd de unde vine. Mă gândeam că inițial, ca să-i spusesem și lui Ani, că practic sunteți un grup de 10-15 prieteni care ați descoperit chestia asta și na, e vânzare. Logic. Și căutam la fiecare, vedeam una din Italia, una din Germania, una din Danemarca, una de Anz, băi, n-are cum, deci cu siguranță... Prietenii n-are cum, putem cu siguranță, logic, cu siguranță n-are cum să fie... Și văzut, sunt tot așa cu foarte multe fete oslăbiți și am zis, băi, trebuie să pot și eu. Și mi-a fost foarte greu când am văzut săptămâna detox. Eu de obicei nu prea mănânc organizat deloc. Mâncam când cum apucam, pentru că am un program de 12-13 ore pe zi muncite, care e variabil, câteodată poți să am mai mult, câteodată poți să fii mai devreme acasă, mai târziu, depinde, adică n-am niciodată niciun program fix. Și era greu un pic cu organizarea și când am văzut că trebuie să stau să mănânc, adică m-am îngrijorat când am văzut peștele, care eu nu mănânc, m-am îngrijorat când am văzut vita, care eu n-am mâncat-o până... Miercuri, cred, miercuri, da, dacă nu înșel, a fost... miercuri ai mâncat. Vai, dar a fost cea mai bună cină ever. deci ai descoperit mâncăruri noi, da? Am descoperit, dar sincer să spun, nu mi-a plăcut, adică combinația de mazăre, că eu am respectat întru totul, toate bravo, chestiile, da. Adică nu... Da, da, da. 30 de grame, 50 de grame, atât am înlocuit urda cu feta, pentru că ăștia nu au pe aici. Ai găsit, ok. Dar în rest am respectat toate chestiile și și peștele l-am schimbat cu puiul, clar, deci nici nu, că la pește mi-e rău. Stai un pic, Elena, pește nu-ți place orice tip de pește sau? Nu-mi place deloc, 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 deloc. Nici ton? Nimic. Dar ai încercat? Nu pot, deci nu pot să mănânc, am mâncat când, acum câțiva ani buni și mi-a fost rău. Am fost cumva silită de la spate, haideți, că am pus masa, haideți să mâncăm, haideți, nu știu ce, și era dita mai bucata de bucata de pește și era cam gras și am mâncat de rușine și de atunci mi s-o a plecat, nu mai trebuie. Am înțeles. Și vita mi-a dat o leagă bătăi de cap, adică carnea în sine e bună, nu-i nașpa, dar neobișnuită fiind, n-am mâncat niciodată vită. A fost o masă la care aș fi putut sări peste ea, dar na, nevoia o trebuie să o mănânc. Logic. Da, dar vreau să zic că până acum văzând că nu ai mâncat, prima dată a fost impactul, dar n-ai zice că n-ai mâncat-o de acum încolo. Doar să nu o faci cu mazăre, corect? Da, da. Bun, mă bucur pentru asta. Spuneai mai înainte că programul, să zicem, cu un pic cost și toate alea. Dar tu te-ai gândit vreodată, noi, femeile în general, câți bani cheltuim pe machiajuri, care se machiază, eu nu. Mă rog, eu zic în general. Care fumează, care își cumpăr, faci micul dejun la bar și acolo 2-3 euro îi dă, depinde de țara unde este, care parfumuri și toate alea. Dacă noi am pune banii ăștia cap la cap, eu zic că iese mult mai mult decât costă un program. Ești de acord? Eu, da, 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 cu siguranță. Eu mă refer, toată lumea are, fiecare are tabieturile lui. Și care sunt mai mult sau mai puțin costisitoare, dar știi logic. Care e chestia? În momentul în care și acum cred că e un exemplu foarte prost, dar vorbesc din punctul meu de vedere. În momentul în care îmi cumpăr un pachet de țigări,
eu savurez țigara aia, înțelegi? Adică nu-mi pare rău că am dat banii. Logic. Fetilor, voi nu vă luați după mine, voi nu fumați. Dar știi care chestia? Asta era chestia din doială. Băi, dau un ban, într-adevăr, nu mă interesează de bani, că pot să stau să fac rost de ei sau să mă drămăluiesc în așa fel încât să-i plătesc lunar, timp de 4 luni zile și nu e așa o mare catastrofă. Bravo. Dar te gândești un pic, ești un pic sceptic vis-a-vis de rezultate la început. Și după aia începi să te ambiționești și să mergi mai departe. Da, logic, asta fără doar și poate. Așa este. Tu, deci chiar mă bucur că tu ai intervenit, chiar dacă ai puține zile din, de când ai început. Rămân și tu aici, nu pleca. Mulțumesc. Rămân, mulțumesc, fetele. Tine, închide microfonul, te rog. Acum. Așa. Ok, bravo. Vedem cu cine mai vorbim. Unde este? Nu știu cine are aici. Cristina. Hai, Cristina. Hai, Cristina, seară bună. Nu contează că nu ne vezi, important e să ne auzi și să ne poți vorbi. Experiența ta. Reușești, Cristina? Bună seara, nu reușesc, nu știu ce să-i mai fac. Lasă pe bun că ne auzim, stai liniștită. Mă numesc Cristina, sunt aici cu Argentina împreună și nu reușim să-i dăm de cap la telefon. Chiar te pare rău. Nu-i nimic, deci, ce să vă zic? Eu fac de acest program. La fel și eu am căpiat-o pe ea. Ok. Cu mesajele, dar am aproape 2 luni. Am dat centimetri și din chile mai puțin am dat vreo 5, eu cred că mai mult de 5, cred că cântarul meu a luat o razna, dar sunt foarte mulțumită. Bravo! Deci noi, ca persoane, sunt persoane care dau mulți centimetri, sunt persoane care dau mai multe kilograme sau amândouă împreună, deci nu contează. Important e că tu ai văzut rezultatele pe tine însuți. Te simți satisfăcută, mai lejeră, nu mor de foame, asta e cel mai important, nu? Nu. Bun. Tu, cât timp de gândire ți-a trebuit ca să intri în program? Cred că în 3 zile l-am convins pe soțul meu. Bravo! Bă, felicitări, fetilor! Eu am stat 4 luni la naiba, bătut în cap, dar na, asta e. Ce da, eu cred că sunt cea mai grasă dintre toate, din păcate. No. Stai liniștită, că nu-i chiar așa. Eram hotărâtă să fac, am făcut toate prostiile de pe fața pământului, pastile, tot ce a existat am făcut și degeaba. Am înțeles. Îți place? Deloc nici în site-ul ăsta, dar i-am promis al meu că va fi ultima încercare și uite că sunt bucuroasă. Mă bucur pentru tine. Ai zis că mai ești cu cineva, cu Argentina, care și ea parcă a fost în program, nu? Da, a început de acum, are 3 săptămâni. Am înțeles. Câte kilograme a reușit ea să dea jos până acum? O dau pe ea să vorbesc ea? Dacă vrea, da! Bună seara! Salut! Sunt Argentina și cam 2 săptămâni jumate, am aproape 3. Bun. Cât ai reușit să dai tu jos? Eu 2,5 kg, așa. Bun, perfect. Ce vreau să te întreb? Cât timp de gândire ți-o trebuie ții ca să intri în program? Nu, că întâi am așteptat să văd cum reacționează la Cristina și după aceea eu. Am înțeles. Sunteți prietenii voi, e? Nu, este faza mea. Deci la tine a fost faza? Știi? Sunt cumnată cu
Da? Am înțeles, zic, la tine a fost faza tip Toma necredinciosul, până nu atingi, până nu pui degetul să vezi, nu-ți... Mă buc, mai important e că ai început, știi, nu contează cât timp a durat, corect? Foarte mulțumită. Mă bucur. Îi mulțumim Iuliei. E aici, e aici, aude. Aude și ea. Mulțumesc, fetele, pentru intervenții. Închideți telefonul. Și ne bucurăm că te avem. Da. O seară frumoasă. Mulțumesc la fel și vouă. Mergem mai departe. O găsim pe doamna Iuliana Horvat. Hai să vedem dumneavoastră. Vorbiți un pic. Nu mai să vorbiți. Hai! Hai, Iuli, deschide microfonul. Da, lasă să vorbească fetele și după aia... Lasă că mai suntem doar trei. Hai, vorbește, zi! Bună seara tuturor, sunt Iuliana și am intrat în program acum un an în urmă. Am intrat împreună și în program și am început să fac și activitatea. Cât timp de gândire ți-o trebuie ție ca să intri? Vreo două luni, cred. Cred. Cam așa ceva. Câte da. Kilograme ai dat tu jos până acum? Până acum vreo 23 și mai trebuie. Mai am de dat pentru că eram foarte enormă. Eram mai... Am întrebat pe Cristina mea, deci era mult mai. Îmi place acest program, îmi place foarte mult, îl face toată familia mea și îți plas mâncă până și părinții mei, frații. Bravo. Deci îmi place foarte mult și este un program sănătos. Pe lângă, deci nu este doar pierdere în greutate, este și sănătate curată. Mă bucur. Asta vreau să te întreb, draga mea. De activitate vorbim după. Claudia, deschizi telefonul. Claudia, unde ai fugit? Uite-mă. Ah. Ia zi, dragă. Ia zi. Eu sunt, e rândul meu? Da, draga mea, hai, prezintă-te. Hai, hoții mei. Vreau să vă salute. Păi să... Ciao, Edu! Tu te joci, nu? Rumelnița. Da, e bun și așa. Da, el se joacă. Deci, prima întrebare, scuză-mă, repetă-mi, cât timp mi-a trebuit? Nu, cum te cheamă? Câți ani ai? Mă prezint prima dată, sunt Claudia, am 28 de ani, sunt mama acestui îngeraș. Eu am început programul acum un an și ceva, cu tine, chiar. Timp ca să mă decid, eu să fiu sinceră, decidesem de la început, unica mea frică, să zicem așa, era modul de a plăti, având în vedere că nu aveam chiar așa de mare încredere. Ții minte că te trimiteam după o zi pe alta cu plata. Mie mi-a trebuit cam o săptămână, după o săptămână mi se pare că ți-am trimis datele. Ce să zic? În primul rând, aparte faptul kilogramelor care le-am pierdut, sunt fericită pentru că știu că într-o mâine am să-i învăț copilului meu un mod sănătos de a trăi. Pentru că mulți dintre noi români, nu mă refer numai la noi, cam majoritatea persoanelor, optează să mănânce lucruri, cum să zic eu, doar să-și facă poftele, cum ar veni. Cred că toate dintre noi are poftă de cartofi prăjiți sau de McDonald's sau ce știu, de fast food-uri, nu? Dar având în vedere că m-am documentat și am văzut cât de rău ne poate face lucrurile acestea, deci pentru mine Juice Plus a fost, aparte, ți-am zis, kilogramele ce le-am pierdut, o mare fericire, pentru că eu produsele și tot programul urmăresc împreună cu familia mea, în special cu micuțul meu, deci eu văzând copilul meu la masă că îmi preferă salata decât, ce știu, orice altceva, pentru mine e un lucru foarte, foarte enorm și are doar 2 ani și 4 luni.
Aparte faptul că eu în momentul respectiv, chiar acum, alaptez încă copilul meu. Deci tot ceea ce eu am reușit să învăț din programul acesta, să mănânc sănătos, știu că îi transmit chiar și lui prin lapte și lucrul acesta mă bucură foarte, foarte mult. Încerc să împărtășesc bucuria asta cu absolut oricine văd, absolut oricine întâlnesc, cu familie, cu prieteni, cu absolut oricine. Chiar dacă sunt persoane care mă înțeleg, sunt persoane normal care nu mă înțeleg. Dar eu datoria totuși mi-o fac, deci nu mă las, să zicem, abătută. Ce să vă zic? Nu știu, deci eu chiar am decis să fac munca aceasta, o chemăm așa muncă, chiar dacă nu este o muncă, pentru că, deci pentru mine, programul acesta a ajuns în viața mea exact în momentul cel mai potrivit, să zicem. Perfect. Perfect. Mulțumesc, Claudia, și pentru intervenția ta. Mergem mai departe. Pentru nimic. Pentru nimic. Vă pup pe toate. Și spor la pierdut kilograme. Mulțumim. Tina, hai să ne spui și tu câte kilograme ai pierdut, draga mea. Deschide microfonul, așa. N-ai deschis microfonul? Nu, microfonul nu l-ai deschis. Trebuia să o ții, mă, și pe Dudu cu tine. Unde ai plecat, dragă? Închide. Ok. Închide becul, nu? Allora. Ia zi. Deci, eu sunt Tatiana. Am intrat acum un an de zile în program. Am și ieșit din program. Câte kilograme? Nu, stai așa, câți ani ai? 20. Câți ani ai? 42, fetele mele. Mulți înainte. Așa. Am fost, dacă cealaltă fată a zis că a fost cea mai grăsancă, nu m-a luat pe mine niciun caz, da? Am reușit să dau 20 de kg jos. Mândruța aici de față mănâncă, consumă și tot ce vreți voi, Juice Plus. La noi, deci, cine ne atinge Juice Plus și-o pune urât, deci nu are cum. Și ce să vă spun, toată încrederea înainte. Justo. Kilogramele se pot pierde numai dacă vrei și da, numai dacă crezi. Bravo, Dudu! Și cam asta e. Cât timp ți-a trebuit de gândire ca să intri în program? Trebuie să ridic perna. Vreo 2 luni? Nu mi-aduc aminte eu. Vreo 2 luni, dar cred că în astea 2 luni te-am și stresat la maxim. Am și urmărit zi de zi, moment de moment, clubul Găstanciu. Scuzați-mă, fetelor, dar eu așa îi spuneam. Da? Pentru că făceam parte din el. Deci, fără nicio jignire la adresa nimănui, eu eram acolo, printre cei care erau. Așa, și ce să vă zic, cu toată încrederea, se pot da kilogramele jos, dar trebuie să dai puțin de afară, tot cu asta. Deci tu l-ai recomandat și pentru cine are copii? Certo, uite-o aici de față, deci nu există. Da. Ok, mulțumesc, dragă! Cu multă plăcere, dragă! Pupici, Dudu! Mergi mai departe! Ela! Hai, Ele, am ajuns și la tine. Ciao! Bună, fetele! Ciao. Salutare! Cum te cheamă? Câți ani ai? Bună, să mă numesc Ela, am 29 de ani și am început acest program minunat anul trecut, în octombrie. De fapt, în noiembrie, în octombrie aveam vorbit cu Geo, care salut, și nu mi-a luat foarte mult să mă gândesc, pentru că încercasem foarte multe metode de a slăbi și nu reușeam. Mi-a luat doar 2 zile. Bravo. În a treia deja am intrat în program și îmi pare rău că nu am găsit de mai mult timp acest program,
Acum sunt foarte mândră și foarte fericită că am ajuns să mă iubesc mai mult, așa cum spun eu. Bravo. Câte kilograme ai reușit să dai jos? Am reușit să dau 15 kilograme în 3 luni de zile. Bravo! Fiind mama a... Sunt mama a 3 fete. Cu fiete. Da. 29 de ani, da. În grup la noi găsit prima de program și după cum era ea. Cine vede da. Acum nu-i de 18 ani. Și cu 3 fete. Și cu 3 fete. Da, cu... spune toată lumea. Cum zic eu, invidia tuturor. Hai, nu? Da. Este, este mare. Mulți îmi spun că ce vrei să mai dai, de ce vrei de aia. Am spus, până nu mă simt eu bine, nu mă las. Am intrat logic. În el, trebuie să o duc până la capăt, nu? Care era obiectivul tău? Câte kilograme vrei să dai jos la început? Poa, să râdeți! Am ia spus zi. Că... și Geo știe. I-am spus, dacă eu reușesc să dau în 4 luni de zile 7 kilograme, eu mai m-am mărit odată. Deci am spus că nu mai credeam, pe bune vorbesc, deci nu mai credeam în nimic. Încercasem tot ce am putut și am zis, de ce zic, dacă mai încerc. Și am zis, asta e ultima mea șansă, e ultima. Mi-am dat-o și am zis, dacă nu reușesc nici acum, înseamnă că eu așa o să rămân. Dar Bravo. Din prima săptămână, când am văzut că deja au dat rezultate, am dat aproape 3 kg în săptămâna detox. Deci vreau să zic că dansam, da? Mă uitam în oglindă, mă puneam pe cântar, mă dădeam jos, iar mă pun... Deci nu venea să cred că am putut să pierd aproape 3 kg într-o săptămână. Încă soțul meu râdea de mine și îmi spunea, wow, zice, dar tu, zice, mănânci mai mult ca toți din casă și ce, tu vrei să slăbești? Păi și am zis, da, ce mă, zic, așa este aici, am program, zic, trebuie să mănânc cum mi se spune, că dacă nu dau rezultate, vor mă de ei de mine. Deci tu mâncai mai mult decât el. Da, logică mânca mai mult. Eu aveam impresia că nu mă satur, că eu eram, am zis, zic, am intrat în program, mi s-a dat programul, dacă nu-l respect, aveam impresia că nu reușesc nimic. Dar oricum, cel mai mult am reușit prin fitness. Bravo! Mi-a fost foarte greu în prima săptămână pentru că eu, nefiind obișnuită să fac sport deloc, în primele 3 zile am fost catastrofă, dar după aia, făcând, am fost din ce în ce mai bine și acum sunt din ce în ce mai bine și nici nu mă pot culca dacă nu fac măcar câteva exerciții înainte de somn, în afară de ce fac peste zi. Bravo, mă bucur. În ultimul timp am văzut că... Ai vrut să intri cu noi în activitate, de ce? De ce? Pentru că, na, fiind cu cele trei fetițe ale mele acasă, dimineața până în ora 12, da, sunt liberă doar cu două dintre ele plecate de acasă, încă am o fetiță de 2 ani, iar peste tot unde mă duceam și întrebam dacă... au ceva să-mi dea de lucru, îmi spuneau, îmi pare rău, ai copii și nu ai cu cine să-i lași. Și așa m-am hotărât, am zis, de ce nu, dacă se poate să facem de acasă un ban, este binevenit și o fac cu tot dragul. Fac ceea ce și voi ați făcut cu noi. Care-i satisfacția ta cea mai mare acum? Satisfacția mea cea mai mare? Da. Că îmi pot satisface copiii da. Cu tot ce vor ei. Okay. Ceea ce înainte nu prea reușeam să o fac, dar acum sunt foarte mulțumită. Zilele și în sfârșit am reușit și eu, mereu stăteam și spuneam, de ce oare eu nu pot să fac nimic, să pot câștiga și eu și doar tu aduci pentru noi, eu practic nu produc nimic. Asta m-a încurajat cel mai tare și am zis, ok, o fac și pe asta, intru și încerc. Și am încercat și n-am regretat. Perfect. De pierdut nu am nimic decât Bravo. De câștigat. Ok. Încă ceva. Zile trecute ne-ai zis că, da, satisfacția materială e pe al doilea plan, dar cea mai mare satisfacție a ta e când îți scriu fetele și îți spune... Ce îți spun fetele? Fetele în privat, clientele tale, care tu le ajuți, ce zic? Mulțumesc că te-am întâlnit pe tine.
Da, îți mulțumesc și cel mai mult e... stai că acum mi-am adus aminte. Am persoane care îmi spun că mă iubesc din prima săptămână, care au vorbit cu mine, le place cum le explic programul, le place cum, spre exemplu, au ceva de mâncat și nu pot mânca, eu le spun, poți înlocui cu altceva și mi-a spus că așa ceva, așa oameni, să stai toată ziua să le explici, a zis ceva, e un balamuc pentru mine, zice, eu nu știu tu cum suporti. Și am spus că o fac cu mare drag și așa au fost și pentru mine când am intrat în program și de-aia am hotărât să mă apuc. Bravo. Și au și foarte multă încredere în mine, care de obicei multă lume au spus că până nu cunoaște o persoană face-to-face, nu poate vorbi, dar au spus că am eu ceva aparte, care îi fac să se apropie și mai mult de mine. Bravo! Hai că văzând caz, nu e ziua când nou Juice Plus mi bagă bani în cont. Cât ai luat luna asta? Pe data de 10 că o să țin prin cont? 500 de euro aproape. Chiar și mai bine. Din prima lună, da? Stând din acasă. Prima lună, da? Stând cu acasă. Cu copii, cu toată familia, treburi. Bun, mă bucur. Ela, mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc și care vreți să intrați, nu veți regreta. Mulțumesc. Vă așteptăm cu drag. Mulțumesc, Ela. Mergem mai departe. Geo, hai, că ți-a venit rândul. Deschide microfonul, draga mea. Ești emoționată sigur. Tu? Emoționată, dragă? Încă nu m-am obișnuit. Las că înveți. Ia zi, cum te cheamă, câți ani ai? Eu sunt Geo, am 32 de ani. Fac 33? Cred că fac 33 ani. La dracu. Și am început programul ăsta. Sceptică ca toate voi. Bine, n-am stat mult să mă gândesc pentru că oricum eu dădeam banii lunar pe tot ce vedeam la televizor. Am mai încercat și diete și renunțam după o săptămână și am intrat așa, de capul meu și am zis hai să vedem ce iese. A ieșit că în două luni jumate am scăpat de 14 kg și am intrat și în activitate. De ce ai intrat în activitate tu? Pe lângă faptul că sunt o mamă care stă acasă de vreo 5 ani, știm că suntem prin țări străine, că nu avem cu cine să lăsăm copii, am zis că în sfârșit ceva care funcționează și nu numai din punct de vedere al aspectului fizic, dar și al sănătății, pentru că și noi toți suntem acum cu Juice Plus, inclusiv puștraica mea, și atunci de ce nu? Și de ce nu ăsta? Îmi aduce satisfacții numai materiale, dar în primul rând sufletești. Și le avem pe amândouă. Bravo! Ce mai vrei să știți? Tu cât timp te-ai gândit ca să intri în program? Ai zis? Nu mai știu. Nu, eu imediat. La vreo două zile. Okay, la vreo două zile, cam așa. Mă bucur că te-ai decis. Evident, ca toată lumea, când auzi o cifră, pentru că și al meu când a auzit o cifră, iar o căruță de bani, dai luna asta și de 5 ani de zile tot te chinui și plătești și faci și etc. Da, e o cifră care... pare exagerat, însă vă zic că, deși am făcut eforturi, în sensul că dacă înainte îmi făceam unghiile în gel sau mă duceam la coafor sau îmi luam o țoală care oricum îmi venea, pentru că trebuia să slăbesc, da, 4 luni de zile am făcut eforturi, însă a meritat și dacă stau să calculez cât dădeam pe cola și pe ciocolată zilnic, vă zic că ajungeam undeva cam pe la 90 de euro pe lună doar pe cola și pe ciocolată, ca să nu mai punem și chipsuri și alte rahaturi, le consider eu în ziua de azi, pe care le mâncăm. Și atunci eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să gândească la asta, că suntem ceea ce mâncăm, să ne facem un calcul zilnic, cam cât ne costă să evităm oglinda zi de zi, pentru, 5, 10, 15 minute, hai punem din 24 de ore, 2 ore de ronțăit.
pentru 2 ore de ronțăit. Și eu zic că merită, atât financiar, cât și fericirea de a vedea ceea ce îți place în sfârșit în oglindă. Logic. Îmi plăcea mai înainte de o fată care zicea că nu m-am cântărit, sunt la 5-a zi de detox, aia ar fi Elena, în care zicea că îmi place mult să mă uit în oglindă. Deci dacă după 5 zile de detox deja îți place să te uiți în oglindă, eu chiar mă bucur că programul totuși v-a transmis ceva, nu? Care nu se cântărește, dar se uită în oglindă. Deci deja în oglindă vezi, dar nu neapărat numai în oglindă, vezi chiar și pe haine. Deci e ceva fantastic, asta chiar mă bucură. Tu, Geo, luna asta, hai că nu suntem în data de 10, cât bani ai luat? Luna asta, nu știu, undeva la 1400? Cam așa ar trebui să-mi intre. Să-ți intri, 1600 de euro. De acasă, nu? Evident. Cu zuza ta, care mereu e bolnavă, nu? Care mereu e bolnavă, care mereu e după măza, care mereu mi-o cunoaște o... Mă cunosc toate clientele, toată lumea mă cunoaște. Adică nu avem probleme. Mă bucur, mă bucur. Suntem împreună 24 din 24. Mă bucur. O avem și pe Irina. Geo, mersi pentru intervenție. Eu vă mulțumesc, pup la toate. O avem pe Irina. Irina e în program, cred că trebuie să înceapă detox. Dar totuși ar vrea să o aud și pe ea, dacă vrea să intre. Irina, reușești? Irina are închis video. Nu, ea doar poate să asculte. Doar poate să asculte. Nu cred că poate să vorbească. Am înțeles. La fel și a intrat acum și Daniela. Din păcate și ea tot poate să, să vadă, să ne audă, dar nu poate să vorbească. Ce să vă zic, nu vreau să vă mai țin că poate, na, fiecare dintre noi au problemele lor, copii care trebuie să meargă la nani, care nu știu, să vă zic eu sunt Alina, cum a zis și la început, no? 34 de ani. Eu, frica mea care a fost când am intrat în program, nu era frică că n-am să reușesc să slăbesc, frică de ei, ceva, nu. Mie mi-era frică, necunoscând pe nimeni, cum zicea Geo mai înainte, într-o țară străină, dar dacă mă prostești, dacă na, frica românului care o are când vede ceva, nu? Eu am intrat, am cunoscut programul în septembrie. Am intrat în ianuarie, pe 15 ianuarie. După 2 săptămâni de program, aveam una detox, una de program, am dat în jur la 3 kg, dar foarte, foarte, foarte mulți centimetri erau la mine. Din prostie, tot vedeam astea ce se întâmplau aici, nu? Și am întrebat-o pe persoana care... m-a băgat în program, îi zic, mă, da, ce faci tu aici? Vreau și eu să zic, ce e aici? Ce se întâmplă? Și ea mi-a vorbit că, uite, îți arăt un grup, vezi acolo ce și cum se întâmplă. Când am intrat în grupul ăsta, vă dați seama să vezi persoane care se câștigi de acasă, să stai cu telefonul în mână sau toate astea. Eu am zis, bă, dar cum e posibil așa ceva? Eu mă trezesc la 5:30, mă duc la muncă, mă ajutați acasă, vreau și eu. Am început și eu activitatea. După prima lună am luat 300 și ceva de euro și apoi încet, încet tot au crescut. Nu venea să cred că nu era posibil așa ceva, că poți câștiga. Am, în iunie anul ăsta, am un an de când nu mai merg la muncă, am lăsat locul de muncă, nu pot să vă zic câte satisfacții personale, nu pot să vă zic câte... visuri mi s-au îndeplinit, am făcut și prima mea vacanță, care după 15 ani de Italia, să zic așa, nu mi-am permis niciodată să merg în vacanță, nu, pentru că mă gândeam să-mi termin casa. Mi-am terminat casa și în România, am și mobilat-o, sper la vară sau maxim la anul să mă mut tot acasă, împreună cu activitatea mea, pentru că eu asta o iau oriunde mă duc eu, nu-i că ea rămâne acasă și eu plec.
Ce pot să vă zic? La mine satisfacția e că vă văd pe voi, că voi sunteți bucuroase, cum zice și Elena, că se uită în oglindă. Cum zicea Ela, că după atâta timp cu trei fete nu reușești să aduci un ban în casă, numai soțul să muncească și trebuie să renunți la toate. Deci satisfacția mea e asta, că vă văd pe voi că ați reușit și că vreți totuși să faceți ceva pentru voi. Care pentru kilograme, care pentru... Deci asta e satisfacția și rezultatele care voi le vedeți zi de zi în grupul nostru de rezultate. Deci se cheamă rezultatul vostru, satisfacția noastră, nu? Aia e cel mai important. Vreau să vă zic că doar pe anul 2016, nu vă speriați, da? Eu de acasă, în vacanță, vreau să vă zic că din iunie, de pe 17, de când am lăsat locul de muncă, am făcut vreo 3 vacanțe numai. Am câștigat anul trecut 28.000 și ceva de euro. Luna asta, tot la fel, nu-i că e luna când ar trebui să iei banii, practic 9 pe 10 nu intră. Mie îmi intră 2891 sau 31, cam pe acolo, de acasă, da? Deci eu vă zic că mie îmi place, n-am să o lăs niciodată, nu chiar deloc. Vreau să plec acasă, acasă la mine în România, chiar dacă alții cred că e greu sau ceva, nu, pentru mine o să fie, nimic. Care din voi, o să ascultați videoconferința, o să vreți să intrați, important e să vorbiți, să vă arătăm. Deci cum vă urmărim ca să reușiți să pierdeți din kilograme, așa o să vă urmărim și să vă învățăm ceea ce trebuie, dar nu e greu. Atâta timp cât tu ai rezultatele tale, eu sunt sigură că pe stradă cine te vede zice, băi, dar ce ai făcut de slăbit, îmi spui și mie? Deja ai spus, da, eu am făcut un program, nu? E, deja ăla, partea aia, când eu zici, e ca și cum din mână în mână merge, nu? Așa și aici. Nu ai nimic de pierdut, absolut nimic, doar de câștigat, experiență, satisfacții cu noi înșine, satisfacții și pe plan material, deci nu? Dar satisfacția cea mai mare e atunci când cineva îți scrie, cum zicea Ela, îți scrie și îți spune îs fericit, îs da, asta e cea mai mare satisfacția mea. Eu ce să vă zic, vă mulțumesc că ați fost prezenti, că ați vrut să cum să spune, că ați vrut să spuneți la toată lumea care vi ce ați vrut să intrați. Vă mulțumesc, seară plăcută la toată lumea, v-am pupat și ne auzim! Pup, fetele! O seară bună! Seară bună la toată lumea! Seară bună la toată lumea! Seară bună! Seară bună! Pa, pa! Pup, Ioana! Pup, Miau!